Vreau să stau jos. În primul rând doresc să mulțumesc colegilor de la Alternativa Dreaptă pentru cooperare, colaborare, a doua este. Și bineînțeles domnului Baconschi, care a acceptat invitația de a veni la un dialog public cu Russell Kirk România și Alternativa Dreaptă. Numele meu este Remus Stanase, sunt coordonatorul Russell Kirk România. De ce este important Russell Kirk? De ce la 100 de ani de la nașterea sa ar fi important ca piața ideilor din România să afle despre Russell Kirk? După cum am spus, anul trecut s-au împlinit 100 de ani de la nașterea lui Russell Kirk și atunci am considerat că, repet, piața ideilor autohtone are nevoie să afle cine a fost Kirk. Cu aceasta în minte, în luna octombrie, am lansat un concurs de eseuri intitulat Russell Kirk, conservatorismul și... Intitulat Russell Kirk, conservatorismul și lucrurile permanente. Concursul este deschis tuturor tinerilor cercetători sau nu. Încă mai sunt... Acum, da. După cum ziceam, concursul este deschis tuturor tinerilor, cercetători sau nu, liceenilor, studenților. Încă mai este timp pentru a trimite eseul, detalii găsiți pe internet. Sunt niște premii, nu pot spune consistente, dar sunt niște premii pecuniare, precum și niște cărți primite tocmai de la, din Mecosta, SUA, de la centrul Kirk de acolo, cu care mă aflu în colaborare și cu care Russell Kirk România se află în colaborare. Cine a fost Russell Kirk? Să nu mai pierdem timpul. S-a născut în 1918, într-o familie săracă, după cum chiar el mărturisește în memoriile sale. Și a reușit, prin scrierile sale, să ajungă undeva foarte sus. Mă refer la... să ajungă la Casa Albă și să fie premiat de Ronald Reagan, care, de altfel, îi recunoștea meritele pentru cariera sa politică, în special la începuturile sale de lui Reagan. În 1953, Kirk a scris cea mai importantă carte modernă despre conservatorism. Un necunoscut a scris, publicat în 1953, The Conservative Mind, From Burke to Santa Ana, a fost denumită prima ediție, de la a doua From Burke to Eliot. Și la o lună de la lansare, cartea nu se mai găsea pe stocuri. A doua luni după, al doilea tiraj a fost publicat, care până la sfârșitul anului 1953 s-a vândut în totalitate. Cărui aspect se datorează? Care este motivul pentru care un necunoscut a reușit să vândă și să fie pe buzele tuturor intelectualilor publici din SUA și din Marea Britanie? Cartea sa s-a bucurat de nenumărate recenzii pozitive, inclusiv din partea taberei liberale din Statele Unite ale Americii. Ceea ce până la Kirk nu se mai întâmplase. Ca o carte de doctrină politică, de orientare politică, să aibă o apreciere pozitivă de la toate taberele principale din Statele Unite ale Americii. Ce aducea nou sau ce nu mai fusese scris până atunci? După al doilea război mondial, în Statele Unite ale Americii, mișcarea conservatoare era destul de dezorientată. Existau mai multe curente principale, dar care nu erau unite sub nicio umbrelă. Era vorba despre anticomuniști. În condițiile războiului rece, anticomunismul era o orientare puternică și importantă în SUA. Era vorba de o a doua direcție, era vorba de liberalii clasici, cumva adunați sub umbrela lui Hayek.
și care mai târziu, sub influența lui Von Mises și a lui Rothbard, și pentru a se diferenția de cei care își spuneau liberali, deși nu prea erau liberali în SUA, își vor spune libertarieni. Iar a treia direcție era cea tradiționaliștilor, a celor care puneau individul înaintea individualității și a etatismului, evident, folosindu-se de sau premiind, scoțând în față preceptele morale. Cărca ar putea fi cumva încadrată în a treia categorie. Cartea sa din 1953 a dat un imbold tuturor celor trei direcții să colaboreze și în plus a dat respectabilitate intelectuală. Până la această lucrare, conservatorul era văzut ca o persoană nu foarte inteligentă, the stupid party, cum a numit Stuart Mill pe Partidul Conservator din Marea Britanie. Dintr-o dată, cu cartea lui Kirk, s-a demonstrat, sau a fost scos la suprafață, că există o tradiție intelectuală conservatoare. În acest volum, sau direcțiile, după cum spunea domnul Șoimar, acest volum scoate în evidență gândirea mai multor personaje din secolele 19 și 20, de la începutul secolului 20. Dar cei care sunt mai importanți pentru Kirk și care i-au cumva creionat conservatorismul sunt Edmund Burke, deja pomenit de domnul Șoimaru, și T.S. Eliot. De altfel, Eliot a fost și prieten cu Kirk, au corespondat până la, evident, moartea mai rapidă a lui Eliot, fiind mai bătrân. Ne-am adunat aici să auzim despre Kirk, conservatorism, darul creștinismului. Bun. Conservatorismul lui Kirk nu era o doctrină, nu era o ideologie. Kirk avea teamă de doctrinari și de ideologi. Pentru că doctrina nu era același lucru precum ideologia. Erau două lucruri diferite, dar ambele erau periculoase. Bineînțeles, ideologia mai periculoasă decât doctrina. De aceea Kirk nu a scris despre conservatorism în mod ordonat. Cele 10 principii care pentru unii dintre voi sunt cunoscute, au fost prilejuite de apariția unei cărți care i-a fost cerută în campania lui Barry Goldwater. A fost în anii 60. Au fost primele și singur, și a fost prima și singura dată când Kirk a enumerat niște principii. Cele două concepte esențiale pentru conservatorism din punctul de vedere al lui Kirk au fost imaginația morală și lucrurile permanente. Ambele concepte nu au fost denumite sau inventate de Kirk, ce au fost preluate și mediatizate la un nivel ridicat de Kirk. Imaginația morală a apărut prima dată în reflecțiile despre Revoluția franceză a lui Burke și implică capacitatea unei percepții etici care să depășească aici și acumul, să depășească subiectivismul individului sau al unei epoci. De altfel, Kirk nu a fost prea de acord cu încadrarea lui sau a direcției pe care el o inspira în subtitulatura de conservatorism cultural sau
tradițional. Pentru el ar fi fost mai potrivit denumirea de conservatorism imaginativ, dacă ar avea sens în limba română. Lucrurile permanente sunt, este un concept scos la lumină de T.S. Eliot, pe care din nou Kirk l-a popularizat. Și lucrurile permanente descriu acele obiceiuri sau instituții care au făcut dovada validității în ciuda secolilor sau a societăților diferite pe care le-a cunoscut omenirea. De altfel, în 1957, Kirk a avut o dezbatere la societatea Mont Pelerin din Elveția cu Hayek. Unii dintre voi s-ar putea să știe că Hayek a scris un articol de ce nu sunt conservator. În cadrul aceleiași conferințe, un articol după o dezbatere publică, în cadrul aceleiași conferințe, Kirk i-a răspuns cu de ce sunt conservator. Și ceea ce este important de reținut în acel text este că Kirk spune că preferă lucrurile cunoscute celor necunoscute. Răul verificat celui neverificat. Sau, și cu cuvintele lui, diavolul cunoscut celui necunoscut. Aceasta nu însemna pentru Kirk că totul trebuie înghețat, totul trebuie ținut în loc. Ci însemna că se conservă prin schimbare. În sensul că atât conservarea, cât și schimbarea, atât continuitatea, cât și progresul sunt necesare. Însă, progresul de dragul progresului, progresul cu P mare, trebuie mereu filtrat printr-o înțelepciune ce s-a acumulat de-a lungul generațiilor trecute. Că zicea că noi nu suntem decât niște pitici pe umerii unor giganți. Giganții fiind cei dinaintea noastră și nu în mod fizic, ci la nivel de experiență și înțelepciune pe care au lăsat-o fie prin viu grai, fie în special prin scris în ultimele două secole. Înainte să dau cuvântul domnului Baconski și pentru a face introducerea, Kirk a fost unul dintre conservatori, vreau să mai precizez, Kirk a fost unul dintre conservatorii care au premiat creștinismul, deși în sensul că l-a apărat în scris, și în special catolicismul. Deși nu s-a născut într-o familie de practicanți, deși nu a practicat vreo religie până când s-a convertit la catolicism, la mijlocul anului 60, a fost chiar un sceptic din acest punct de vedere. Kirk era de părere că civilizația există doar acolo unde cultul a reușit să se organizeze. Instituțional, bineînțeles. Și că civilizația noastră, euroatlantică, există pentru că creștinismul a reușit la un moment dat să-și dea o organizare instituțională. În continuare, voi da cuvântul domnului Baconski și știu sigur că nu am fost foarte explicit, am făcut trecerile rapid. La sfârșit, când va începe dialogul, dacă vor fi întrebări mai punctuale, voi încerca să explic
perspectiva kantiană asupra conservatorismului și a civilizației într-un mod mai clar.